parte la copă pe celălalt. Și am explicat cele mai importante teorii ale procesului de învățire, vorbim de armonie astăzi pe ospitate și pe cum până la teoriile genetice. Am vorbit de asemenea despre factorii de risc, dar mai ales despre factorii protectori mai sunt deștepti, ca și despre mijloacele generale de prevenție a învățirii, așa numită antiengine. De altfel, cea mai mare parte a cărții este dedicată măsurilor pe care le putem lua pentru a reduce tine și sănătoasă în perioada de timp. Registru și cu o tematică
pentru nerezolvat al comportamentului oamenilor mari. O este o carte pe care o recomand cu multă căldură. Mă bucur că ea s-a scris, mă bucur că s-au găsit soluțiile acestea narrative. Nu mă pot abține să nu am niște săgeți în direcția aceea. În cartea asta nu sunt lucruri care nu mi-au plăcut, sunt câteva lucruri care mi s-au